Gorghiu sau Brareș Bogdan sau, mă rog, ăștia care au un interes pentru propriul Băsănău și ei doar de asta le pasă. Și asta e singurul lor criteriu în viață, propriul Băsănău, să fie cât mai pufos, să stea cât mai pe moale și maț, să vâre la maț. Asta e tot. Dar dacă ești zdravă în la cap, îți dai seama că nu e o berică. Acum, că o fi fost alcool, nu știu. Că o fi fost drogangeală, nu știu. Particolul pe care l-au luat și pe astea, asta este. Adică ori alcool, ori drogangeală. Nu există altă variantă. Astăzi, domnul Câțu, fiind confruntat cu această situație despre care n-a povestit, a tăcut până acum cu privire la această situație, precum știți dumneavoastră ce întufă. Bă, nimic n-a zis, nici pâs. Astăzi, confruntat cu documentul de pe portalul instanțelor din Statele Unite, a zis că era beat. Că era beat. Eu am ales să nu-l cred pe domnul Câțu. Știți? N-aș vrea eu acum să presupun sau să pariez. Eu mi-aș paria viața pe varianta în care cred eu. Viața mi-aș paria acum fără să clipesc. N-am 0%, nu cred că... Nu, 0% șansă să mă înșel. În opinia mea. Dar nu o să spun asta la modul concret. Deci eu am în mintea mea, n-am nicio îndoială. Dar strict logic. Băi, eu îl cred pe Câțu? Mă, nu. Atunci există în continuare, după părerea mea, aceste două posibilități. A, beat, variantă pe care a zis-o domnul Câțu, B, drogat. Nu există altă variantă. Domnul Câțu sigur are, de la procesul respectiv, sigur are decizia unor alte instanțe, motivarea unor alte instanțe, actele de analiză, să le facă publice. Ca să ne arate că, într-adevăr, era alcool, nu drog. Eu pe cuvânt n-am cum să-l cred. Pentru că dacă era un om onest, ceea ce nu este, spunea despre treaba asta. Adică când începuse el așa să fie el personaj și cu tare și să hau și să bau și să așa, s-a dus la podcast la Mihai Morar și a povestit 2 ore toate plictiselile din lume, toate nimicurile, toate și asta cu Statele Unite, cum se duce el la sală, cum spălea Vasili, cum ce-a mai făcut pe acolo așa, prietene. El n-a povestit-o pe asta sperând că nu se află. Sperând că nu se află. Apropo, văd că, în, așa zisa presă din România, presa din România este preocupată de un singur lucru. Zic presa din România așa, într-un termen abuziv. Și... cine l-a făcut pe Câțu? Adică cine l-a dat în gât? Mă doare în cot. Cine l-a dat în gât pe Câțu? Pentru mine nu e o miză. Deloc. Asta e problema mea. Cine l-a dat în gât pe Câțu? Mă doare în cot. Mă interesează ce face primul ministru. Cum se comportă primul ministru. Vă reamintesc că, de exemplu, în speța Bill Clinton, și după aia ne uităm și la alte documente, tot de pe onorată instanță, din Statele Unite, în legătură cu Bill Clinton, problema a fost când a început acțiunea de impeachment și Bill Clinton era ales, era președinte în funcție și era ales direct de popor, de popor american. Când a început acțiunea de impeachment împotriva lui Bill Clinton, n-a fost că el să jucase de-a folclorul care umblă din gură în gură, să jucase de-a folclorul în biroul oral cu Monica Lewinsky. Nu! Ci pentru că, mă rog, confruntat cu situația respectivă, el a mințit. În cazul nostru, domnul Câțu, la nivel public, a omis să vorbească despre o condamnare penală, nu este o contravenție, este o condamnare penală cu 2 zile de pușcărie și o amendă uriașă, $1,500, pentru, ori pentru băutură la volan, ori pentru drogangeală la volan. Astea sunt spețele posibile. Domnul Câțu zice băutură. Să văd. Să văd. Arată cetățeanului român, ba, arată documentele, băi, nene, arată documentele. Sigur le are. Sigur le are. Haideți să vedem acum. El oricum, în cazul domnului Câțu, a recunoscut vinovăția. Adică a zis, da, sunt vinovat. Adică n-a zis, stați puțin, dar nu sunt vinovat, dar să mai fac... Nu a zis, sunt vinovat. Deci a recunoscut vinovăția și de fapt așa s-a și întâmplat. V-a explicat, da, fi rapăr, domnul avocat din Statele Unite, care a fost procuror în Statele Unite. Adică el a văzut mulți de ăștia, precum Câțu. Și acum e avocat. Și va povesti toată procedura cum e și a spus, clar, asta este o condamnare penală. Nu, aia cu contravenție e pentru cretinei hashtagiști, dobitoci maxim, care... Nu e doar că întreviți! Nu, e penal. Deci e penal, penal, penal.
fără penali în funcții publice, ne spune USR-ul. Chiar sunt curios acum dacă USR-ul va alege că e bine totuși cu penale ai noștri. Dacă s-ai noștri e bine, în funcții publice și dacă Alexei mai sugă încă o dată ciorapii lui Câțu. Părerea mea este că da, că o să-i sugă ciorapii lui Câțu. Părerea mea, cu părerea la USR. Poate mă înșel, dar nu cred. Să revin la speță.